semnat cu amneziile, cu îndrăgostirile, cu SF-urile astea pline de Terminator și de Ramboi? Dar ce vine avem noi șeful dacă așa au scris scenariștii? Vorbește cu ei, nu cu noi. Păi cu ei vorbesc. Ia, băi, lăsați noi tablele alea odată și sunteți atenți la mine? Ați auzit ce am întrebat? Poți să-mi încep campania electorală? Dar cine te ține? Ăsta e ultimul episod, de mâine ești la tine, la Vâlcea, faci ce vrei. Campania electorală din serial. Ah, în serial nu facem campanie electorală. Ne amendează ce ne au. Șeful știe un nebunit. Vor să vă lase fără al doilea mandat. Rămânem pe drumuri? Băi, scriitorașilor, faceți cumva, nu știu, nu mă interesează. Scrieți un episod în care șeful să câștige în alegeri, da? Când aveți cum să lăsați țara asta fără cel... fără cel mai... bine. Adică bun conducător pe care l-a avut vreodată. Aoleo, dar de țară ție, ție? Sau că nu o să mai ești prima doamnă? De țară, normal, că nu vrea să toarcă la ea la țară, la Titu. Bă, idiotule, în primul rând Titu e oraș, da? Asta, mă, scrieți voi, astea mă. Așa ceva. Și în al doilea rând, eu am unde să mă întorc. Și tu unde? Pe drumuri ca aurolacii, nu? Chiar să mai găsești? Ia gata, gata, mă, că nu rămâne nimeni pe drumuri, că... Până la urmă, mă, băieții sunt oameni de înțeles, mă, nu se pune problema, că vorba aia ne știm de atâta amar de vreme, suntem împreună de atâta timp, da. Cu banii suntem aproape la zi... Ai zis să n-apuci al doilea mandat. Aha. Am zis aproape. Păi și tu tot aproape o să fii, să câștigi alegerile. Mă duc să-l aduc pe Vasilică, să mă apuc de ei. Taci, taci, Chiorete, tu vrei să ne lași fără scenarist? Lasă, lasă să scrie ei ce vor și oricum modificăm noi la filmare. Ca de obicei. Sunteți genial, șeful. Adică invers. Sunteți genial, ca de obicei, șeful. Că știți că eu nu mă abad de la scrisul care mi-l dați voi. Cuvânt cu cuvânt, mă țiu de el. Ia gata, mă, ia gata, că până la urmă îi faceți personaje principale în serial și nici nu cred că vor. Că dacă vreau, îi scrieau singur rolul. Bun, deci, pentru pregătirea campaniei care stă să bată la ușă, am comandat... Haleală și băutură! Aha, ca să te pui bine! Să pui, am zis pui. Cum știi? Fioretă. Ca să... pui cu muzei ca să ne dai la ziarii să scrie de bine pentru tine, ca să meargă campanii lui Măl. De-aia, să mai rețești sigura lor acolo și, apropo, să ne-ai tăi de dai și nouă să dezgustăm câte ceva, că să... să vedeți să nu fie mâncarea stricată sau ceva, le dai la ziarii mâncare veche, după aceea te scrie ziar că e zgârciop, că e nu știu ce și că să-ți dea... Am comandat un sondaj cu muzei de opinie care să ne arate ce puncte slabe avem. Da, să fie punctele scumpi de grăsime ca să mai avem cu muzdeiul. Potolește. Adică unde trebuie să lucrăm ca să ne îmbunătățim și noi imaginea în fața electoratului înainte de alegeri? Ce credeți voi că a zis electoratul? Care sunt punctele noastre slabe? Asta e unul dintre ele. Eu? Sărănoiule, vezi că poate ăsta e ultimul tău episod, da? O, dragă! Ce te-a ta, sarca curca în lemne? Gata, s-a ajuns la secvența cu mine? Nu! Și de ce m-ați chemat? Și te-a chemat, nu te-a chemat, mă, nimeni. Te-a zis lemne, Jean Lemne, celebru, mirobolantul, superbul, buclatul, prea frumosul. Ești dracu afară că te-a chemat nimeni, că bă, dar ce? Zi, mă, pupă, să unde-i rămas? De la, hai, de la tine, Chiure. De la... Aplica ta! Hodisperato! Mă scuzați! Hodisperato! Ce te rătui aici! Carața la barieră! Că ăsta e crud adevăr! Nu ești tu mai slabă dintr-o ștaful! Că ai 35 de chile cu bariera aia în brațe cu tot! Păi ce dracu? Tot ridici bariera aia de ori treci pe la intrare pe acolo? Cu ăsta pleci tu ca toată lumea, treci pe suria? Nu, pentru că o domnișoară nu se apleacă în fața militarilor. Domnișoară? Pe cazul ăla de la geamuri, care-i domnișoară? Domnișoară,
E domnișoară, că a zis șeful. Dacă a zis el, clar e. Puteți să vă aplecați puțin? Dacă s-a pleacă, a încurcat-o. Bagă bariera. Pentru dumneavoastră, oricând, șef. Dacă puteți să vă aplecați puțin asupra problemelor ridicate de mine. Ridică, dacă îi ridică problema. Deci, vorbeam de probleme. Probleme. Apropo de probleme, numai probleme ne faci. Picioare, mă, ia să vie înapoi scenariștii cu textele alea, mă, că doar de la lipsă de text, uite ce bătăi de cap îmi dă. Până vin scenariștii. Începe electoral n-aia campania, tovarăși. O să fie nevoit să iasă de aici ca să întâlnească cu electoratul. Așa că trimiteți o echipă competentă și caneți film. Zavârși. Bien, game over. O să vă dau eu o listă cu locațiile. Auziți, da, rămâne cum am gavarit. Prezidente Rumânski, Camisar Matescu. Mulțumesc, spasiva. Balșoi, prezidente Matescu. Slava Rusia! Slava! Bă, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Să binecuvântează Domnul Dumnezeu Hasan. Ți-ai deschis capelă în stuf, Matescule? Nu, Hasane, mă rugam și eu pentru țărișoara noastră. Ah. Rusia? Da. Ce Rusia, mă, România? Vă dai și tu niște glume, zău așa, auzi? Care România? Că parcă ai zis Rusia. Așa am zis. Așa am auzit. Păi am zis. Ai zis? Am zis pentru că eu mă rog și pentru poporul rus. Să-i dea al de sus mintea de pe urmă și să înceteze războiul ăsta nedrept. Care bol atât? De sus? Auzi, nu mai bine îl sun tu personal? Încă decât să stai să-i dai mesajul, avea mesageria full sau o intră în spam. Hai, sună! Pe el de sus? Pe el de sus? Adică pe Vladimir? Vladimirovici. Hai! Pune mâna pe telefon și sună-l! Da. Ăsta știe că am fir direct cu Kremlinul. Că unde dracu a aflat? Dacă află pupăză, sunt mort. Conform sondajului, avem două probleme de imagine. Două minusuri mari. Păi e bine, mă, că minus cu minus dă plus. Și dă... Ce vă uitați, mă, așa? Fizica de clasa 5-a. Cultură. Sau lipsa ei, mârlane, pentru că tocmai asta evidențiază sondajul. Că sunteți cam inculți. Ce, mă, noi? Exact. Doar voi. Toți. Aha, și dă matra cu ce vorba. Ha. Că n-ați mai călcat într-un teatru de ani de zile. Hai să nu generalizăm, că nu-i chiar așa. Unii dintre noi am mai fost, de pildă eu. Care tocmai ce-am venit în Ucraina, unde a dat ea cu drona, dar câți marșezi verifică acolo? Ce e acolo, mă? Nu-i teatru de război? Ea nu mai băgați mă la voi. Mânane. Teatru? Adică locul ăla unde se întâlnesc actorii, mă, să joace piese, să încânte publicul, adică gen, Notara, Bulandra, Național. Ai înțeles? Nu, nu cred. Trebuie să-i dați niște exemple de-astea potrivite cu intelectul lui. Țăndărică, mârlane! Opera comică pentru copii? A? Nu? Da, mă rog, mă bucur că știți teatre, dar nu le frecventați. Păi ce să zică lumea că suntem vețivi? Șefu, dar noi n-avem timp să mergem la teatru. Păi normal, Varvaro, că n-ai timp. Că tu ești ocupată să te ții după fundul meu 24 de ore din 24. Emo! Da. Iei bilete la teatru, la operă, la Ateneu. La Ateneu mă bag și eu. Mă bag și eu că-mi place. Are niște preșturi bune acolo, mai bune ca la Casat. Dar ce este eu la Ateneu, mă? Vreau la Capșa. La Capșa, că acolo mi-aduc eu bine aminte. În perioada interbelită, toți artiștii mari se strângea acolo, mă, toți actorii, toți poeții își făceau veacul pe acolo. Aia, ne face și imagine de aristocrați. Îi dau un recept? Nu merită. Ce temă, eu știți că sunt o persoană plină de cunoștințe.
Mai devreme fizică, acum istorie. Urmează medicina, camera de gardă, traumatologia, dacă nu taci. Da. Mulțumesc, Hem. Bun. Al doilea minus reliefat în sondaj electoral este slaba... Minte! N-am zis slaba, am zis slabă. E o rugăciune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin, Doamne milește. Pater noster, vie simt... Băi, Mateus, despre ce vorbești, nu? Nu știți? Păi nu, că altfel nu te întrebam. Nu, v-a zis Hasan nimic? Nu! Foarte bine. Ce trebuia să-i zică Hasan Mateescule? Hm? Zi, mă, zi! Cumva mi-ai sabotat iubițelul să mi-l expulzeze americanii din unitate? Zi, mă, că plecați amândoi, dar pe drumuri diferite. Tu spre cimitir. Băi, țoancă, mică. Ce țoancă, mă? Bă, tu așa mă știi pe mine, sabotor? Nu-i sabotor de lămbăsa, că dacă făcea vreo sabotar să iasă până acolo făcea, dar nu e și niciunul. Deci nu e. Deci ia să lăsăm noi Caterincile la o parte și să trecem la subiect. Hai! Deci! Ce trebuia să-i zică Hasan? Doamne, ce țipi așa că mi-a sărit inima din piept, m-am speriat, am uitat totul. Trebuie să mă duc să-l întreb și vin și vă spun. Așa, da. Să revenim. Suntem deficitari la capitolul comunicare cu electoratul. N-am fost văzuți în teritoriul aproape deloc. Deci vă dați seama că trebuie să organizăm urgent un turneu electoral prin țară. Câteva săptămâni, câteva orașe... Turneu cu țândărică la tove, ha-ha, vezi că știu, ha-ha! Aolea! Adică să ieșim de unitate? Păi și securitatea une, dragi, dar mi-ați mai să găsești. La Ministerul de Interne. Dacă merg din boaie Novocioci lui Putin și ne aruncă cu bombardeaua... O, Chiorete, nu te mai așa, că nu ne din boaie nimeni, mă. Pentru că o să mergem camuflați. În ce? Uite, în ăsta. Sper că glumești. Asta e o rablă. Nu mai e, mă, o rablă. Păi tocmai i-am segmentat motorul, i-am pus frâne noi, i-am schimbat distribuția. I-am pus volan. Avea. Roți. Da. I-ai suflat în jiglere? Înțeleg, de-astea. Dar tot un hârb rămâne. Păi, idee, cât consumă unul de ăsta? Tu vrei să golești toate benzinările? Știi cât ia un litru de motorină? Știi ceva? Nici măcar nu mă interesează, pentru că ăsta nu merge pe motorină. A, sinceră să fiu, cred că nu merge deloc. Mm-hmm. Nu doar că merge, dar consumă decât, ca să înțeleagă și mârlanul, doar 7%. Gaz? Gaz e păcare, buteliez! Fugiți, faică, sărim în aer! Lăsați-l să zburde, că o să ne înțelegem mai bine fără dobii. Și îl oprește! Așadar... Vreau să facem o simulare de călătorie, să vedem dacă ne putem adapta la viața în caravan. Respectiv, în autobuz. Stai puțin, că n-am prins-o pe asta. Cum adică viața în autobuz? Păi dacă o să plecăm cu ăsta, zile întregi, în turneu electoral, nu trebuie să stăm în el zile întregi. Cum e normal? Că voi fi segmentat, eu, dar până la urmă nu putem merge decât cu 60-70 de km la oră. Atât. Da, noi respectăm legea. Da, că mai mult nu se poate, că se dezintegrează. Ce vorbim? Barbaro, ți-a spus Chiorete aici de față. Noi respectăm legislația. Exact, noi nu ne abatem nicio secundă. Bine, dumneavoastră puteți să mergeți cu ce viteză vreți. Oricum, eu știu, dar să știți că fiind autobuz de gabarit mare, da, totuși suntem restricționați la viteză și noi trebuie să dăm un exemplu, să respectăm viteza legală. Hai, dacă deci, doriți, ne dăm jos și mai împingem. Nu e nevoie, Chiorete, că până la Baia Mare e distanță de vreo zi jumate. Oho. Oh, dar de ce să mergem până de la Baia Mare? De ce să nu mergem la o baie mai mică? Să parcurgem o distanță mai mică? Dar nu doar alege președinte fix aia de la Baia Mare. Mai întâi trebuie să câștigi acasă. Să câștigi Ilfovul, Buftea, Corbeanca, Crevedia. La Crevedia, cu puterea de gaz, fugiți, bă, că sărim! Fugiți! Hai, prințeso, ce stai? Zici și tu ceva. Vrei să stai 12 ore în baia asta pe roți? Dar ce zic eu? Hazda? Eu, dacă sunt cu iubițelul meu, să știi că eu rezist cu ce nu fac eu pentru el. Da, dar eu nu o să
las eu cu iubițelul meu, deci nu o să rezist, deci nu merg. Să fie clar, nu vă bazați pe mine. Ema! Măi, mi se pare mie sau iubițelul ăsta al tău, în loc să te calmeze, în pauza de masă, mai rău te-a agitat, hă? Nu mă pupă, să mă, înțelege și tu. Abia ne-am reunit și noi ca familie. Eu nu pot să plec acum atâtea săptămâni și să-l las singur. Mă trezesc că nu-l mai găsesc. Dacă pleacă iar. Dacă e rău de muscă. Mă scuze. Unde să plece, măi, mamă? Unde să ducă înapoi pe front, acolo, printre gloanțe, prin nămoale și prin mizerie? Da. Te mai bine aici, la liniște, barosăneală, păpică, gagică, trai neleacă. Cine bun să renunțe la așa ceva? Nu știu, pupăză, nu știu, că n-am apucat să-i fac încă profilul psihologic. Dar știi și tu că războiul afectează psihicul. Da. Păi atunci, iar cu tine în campanie. Păi pot? De ce să nu poți, mă, Eva, mă? O să fii surprinsă ce confortabil e înăuntru. Eu te mă ajuți? Oricând să trăiți. Te invit aici, este șansa ta. Cu autobuzul în campanie prin țară nu vei regreta. Rita Trevarin, unde că vreau să-i zic că-i fana mea? În șifonier supat, îi iau interviul omul Paianjen. Omul Paianjen, fugiți, că ne-am recapătat! Ei, comanda lor! Ce prost e! Vezi, nu o să ne plictisim. N-ai cum. Da? Bine, hai să vedem. Iurete, mă ajuți? Într-o dumneavoastră, oricând, aș mânca și un pui fript, șef. Dar vă rog, poftiți. Hai, dar ce te sacrifici? Haideți! Da, vă rog, hai! Lăsați, poftiți! Dacă, ha, scuzați-mă, poftiți! Hai să nu intre muștele! Ce ai, bă, de ăștia așa disperat? De cine fugi? De omul Paiangân. Nu știi că am fotofobie la arahide? Arahide? Păi și-o cum a zis? Bă, tu n-ați terminat cu poveștile Marvel, mă, treceți, bă, și voi la filme serioase. Ca de exemplu? Ca de exemplu Misiune Imposibilă. Vreau, dar eu o să fiu Tom Cruise. Mă rog, altcineva din nariții, că Chiorite ține, poate să fie Mojion Roită, cel multul, Frankenstein și... Și Pupăză? Pupăză e Pupăză. Ce drag să joace în filmul ăsta, că doar e misiune periculoasă, nu e Pupăză dintei de creangă. Despre ce-i vorba în film? Despre o problemă de siguranță națională. Normal, ca în toate misiunile imposibile. Da, o să fac eu să fie posibil, că de-aia sunt Tom Cruise. Mă rog, era și mai ușor dacă eram Bruce Willis, că ăla e greu de ucis. Sau Terminatorul, că ăla e imposibil de ucis. Ai terminat? Cu Terminatorul episodul trecut, dacă te uitai... Da, zi, mă rog. Trebuie să scap țara de un spion rus. Tot cu rușii, bă, mai terminați, bă, cu clișeele astea hollywoodiene. Hai să ne mai luptăm și noi cu pericole iminente, adevărate, reale, de alea care chiar poate ne omoare. Ca de exemplu? Ca de exemplu... Ce să zic eu? Prețuri. Sau nu, și mai bine, facturile. Ne luptăm cu facturile și cu nenorociții care le emite, care ne le trimite nouă. Hai să-i facem pe aia să dispară. Pe Enel, pe Apa Nova, pe Enel, pe Engi, pe că... Merlane, ăștia adevărații teroriști. Băi, eu chiar vorbesc serios. Avem o problemă de siguranță națională. Păi normal că dacă străinii au pus mâna pe utilitățile noastre naționale, e problemă de siguranță națională. Și acum ne sclavagește cum vrea ei. Noi nu facem nimic. Gata, bă, știu, nu mai sunt nici Bruce Willis, nici Terminator, nici Tom Cruise, nici sunt... O să fiu...
Cum îl chema pe ăla? Spartacus, mă! Spartacus! Și adun toți sclavii, toată nația asta noastră, că suntem sclavi la străini, adun toți sclavii și facem o revoltă, mă! Pornim răscoala! Alo, termină, bă, din aberat, că ești ministru apărării naționale, din păcate. Tu trebuie să asiguri liniștea țării, nu s-o tulburi. Păi de cine s-o asigur, mă? Cine o tulbură, mă? Spionii ruși? Care dracu să ia, mă? Arată-și mie unul, că în afară de tine nu sunt pe niciunul. Ce, mă? Stai, bă, liniști, că glumea mai face fața aia de nărod. A glumit. Te fi văzut ce față ai făcut cei că ești mâna dreapta lui Putin când a băgat-o în Novocioc. Vezi, bă, de-aia nu merge țara asta, moarte de Caterinca. Bășcălia e la rang de artă când țărișoara asta e vai de capul ei și bate pericolul la ușă. Cum bate pericolul la ușă? Ce pe când? Cum? Ce la ușă? Că deja a intrat Mârlane, stă la masă cu noi. La masă? Ah. Masă, ai zis masă, s-a făcut foamea cu țarbotul ăla acolo. Dar care-i pericolul ăla, zi-i pe lume, că nu știu de fapt cine e. Hasan. Hasan e pericol. Cum vi se pare? Mie îmi place că plasa asta de pe afară îți dă așa o intimitate și parcă îmi face poftă de niște chestii. Dar parcă fără plasă nu are chef de niște chestii. Da. Mie mi-amintește de excursiile alea din generală când jucam mânecata în spatele autocarului. E, tu nu știi de astea, dar ei știu că așa se juca pe vremea lor. De vitezule, câte gagici ai salvat de la înnec? Eu? Niciuna, că eu am fost băiat cu minte. Să știi că eu nici nu mă pupam cu ars cine și ars când. A? Dar tu? Ia zi, te-ai salvat, că tu nu erai așa cu minte. Hai ca să nu ne lăudăm acum, că doar n-aveți timp vreo 2-3 zile ca să vă povestesc, nu? Să... A zis că nu ne lăudăm. Păi de-aia am și zis 2-3 zile și n-am zis 2-3 luni, Chiorete. Vai, ce puternic sunteți! Taci! Vreți? Dar care-i treaba cu necatul ăsta, că mie mi-e neclar? Era un joc, dragă, unul sau una, înecatul, era legat la ochi și întrebat de cine vrea să fie salvat. Adică pupat, înțelegi? Și arăta spre diverse persoane, la care zicea stop, ăla era salvator. Și înecatul trebuia să aleagă de câte ori vrea să fie salvat. Mă scuze. Adică pupat, te-ai prins? Și unde? Adică aici, aici sau aici? Păi ce tare, păi vreau și să jucăm, hai vă rog! Păi eu când eram mică, eu n-aveam jocuri din astea în copilărie, că am avut o copilărie mai tristă. Haide să jucăm! Hai, fată, că dacă vine Hasan, ai știu cu cine să te neci. Chiorete, vine și Ancuța. Nici într-un caz, că eu cu Ancuța mea nu vrem a neneca în public, da? Da. Și dacă îți rămâne ciunga pe trahee, ce faci, mă? Atunci e caz de forță majoră și sun la 112 și ia numai copii, mătăluță, că te găsește toți dragi. Mă scuzați. Șeful, jucăm? Da. Da! Când o să plecăm în campanie. Da, nu vreau să mă învățați acum, că dacă plec în campanie, plec habarnistă și nu știu. Și necatul ăsta e vorba de resuscitare, despre salvare. Dacă cumva are un necatul ăsta în brațe, ce fac? Hai, fată, cheamă-l pe Hasan, te rog. Hai, adu-l aici, te rog. Hasan e spion rus. Hasan al lui Ema? Exact, face parte din echipa FSB. A, deci e folbanism, mă, de echipa lui Becali. Da, el tatuat tot. Dar e tatuat de la brâul jos, că l-am văzut, eu l-am văzut la dușuri. Are tatuat Luceafărul și cronica de la Lucea și era ta de la carte. Mârlane, am zis FSB, nu FCSB. Adică Federalna Slujba Bezopaznovski, mătii. Si. Adică serviciu de spionaj rus, continuatorul KGB-ului. Sunt-o acolo, aoleu. Exact, aoleu, că e infiltrat la tine în unitate de Putin. Ca să-i dea informații despre Pupăză, unde se duce, cu cine se întâlnește, în ce locație. Păi și tu de unde știi? Din surse sigure, de la servicii. Păi ce, mă, tu mai ai servicii? Știi, de acolo, de unde ai avut un serviciu la secția de miliție, acolo, la panou ăla, la panou general, nu? Că, sau, de fapt, n-are cum să fie la panou general, că nu-i general, el e soldat.
De la servicii cu doi de ei, nu de la servicii. Cu doi de ei mai închis, păi nu pot. De la serviciile secrete, mă. Serviciile secrete. Așa, și de ce nu se ocupă de ele Hasan? De frica lui Ema, e? Îl bagă aia în... Nu se ocupă ei de Hasan, pentru că el se află într-o unitate militară NATO. Și tu ești ministrul apărării. Tu trebuie să te ocupi. Că ei n-au voie să intervină, ei dau doar informații. N-au voie să intre pe teritoriul american. Așa, și eu ce să fac, bă? Să scapi de el, tântălăule. Cum să scap de el? Omoară-i, mă, dacă le expulzesc. Ești nebun la cap. Dar cine a zis, mă, că trebuie să le expulzesc? Dar ce zic, mă? Ești cea un accident care are nevoie de spitalizare în străinătate, că aici nu poate fi tratat, că oricum sistemul nostru medical e la pământ și, de fapt, în vina pe Ema, că ea nu l-a reformat. Păi ce dracu accident să aibă aceea, să aibă nevoie de spitalizare în străinătate? Că pe ea afară nu-i ia decât pe ea arșii. În rest, se ocupă Ema de restul. Prost, dar se ocupă. Bingo! Ai spus cuvântul magic. Prost? Hai că poate te găsește dracii. Nu, mă, arș. Bă, tu vrei să-l arzi pe Hasan? Nu-l arzi tu pe el. El te arde pe tine. De ce crezi că e venit aici în unitate? Sigur o să facă o explozie și o să ardem ca șobolanii cu pupăză la oaltă. Butelia de gaz. Ce butelie de gaz, mă? Nu suntem acordați la sistem? Butelia de gaz din autobuzul prezidențial cu care o să meargă pupăză în campanie. Că n-are butelie de-aia mică de camping. Gari, din tai butelia, n-are un cânaier, o să fim Crevedia 2. Crevedia 1 o să fim, Bărlane. Trebuie neapărat să-l anihilezi. Mă întreb, totuși, oare se conduce greu măgăoaia asta? Haide, șef, că dumneavoastră conduceți o țară. Da. Nu aveți probleme cu un prăpădit autobuz. Așa este, Chiorete. Chiorete, ordonați! Ai spus că autobuzul ăsta nu e prăpădit? Nu e prăpădit, Chiorete! Nu e, mie și ca prostul din gol. Eu știu ce-a fost în capul meu. Nu e deloc prăpădit, șef. Că doar i-a schimbat și distribuția și... Frânele! Sipoarele și volanul. Da. Volanul nu. Nu, că era acolo, cum ați ordonat. Acolo l-ați găsit. Bravo, șef! Dumneavoastră care aveți mâna asta de fier, aliura asta de Verstappen, campion la Formula 1, sunteți obișnuit cu tehnologia asta ultra-avansată, ce vorbim? Da, când a zis că vine? Azi. Da, jocul ăsta se poate juca și în doi, în caz că nu mai vine Hasan? Da, vine disperat-o, vine. Da, salvatul ăsta... Nu! Stai, mă, că nici nu știai ce vreau să te întreb. Dacă salvatul ăsta se rezumă doar la pupat sau poate să-ți facă și masaj cardiac, adică să te pipăie. De unde știai? Ei, am citit în ochii tăi de mâță în călduri. Păi și poate? Eu știu, poate. Care și el o vârstă. După 50 de ani nu-ți mai ies chiar toate salvările. Plus că la cât de fierbinte ești tu, mai degrabă ai nevoie de pompieri, nu de salvare. E o garnizoană întreagă. Fac pune o întrebare. Ia zic, Iore. Ce, bă, s-ar putea așa până absurd ca ăsta, autobuzul nostru, să fie un pic puțin complet poluant? Chiar dacă nu i-ar fi ascuns piese dintr-astea de OZN în viitor pe el. El e prost, el nu știe că i-a spus. Chiorete, cât o fi el de model vechi, da? Să știi că nu este poluant, Chiorete. Nu? Nu, pentru că l-am trecut pe gaz, nu ți-am zis? Va, ce deștept, sunteți chiar genial. V-a zis cineva astăzi că este genial? Asta nu cred. Sunteți genial. De-aia și spun, are catalizator. Va, dă-l în măsă, nu vine să crezi. Tu știi cum toarce motorul? Nu. Ca o pisicuță. Fii atent, aici v-am mai făcut încă o surpriză. Ca să vezi cum șeful vostru suprem se gândește la voi și nu numai la popor. I-am mai pus o opțiune. Aprindere din telecomandă, Chiorete. Iarna, când o să mergem prin sate, prin orașe, peste tot, el va sta în parcare, noi, normal, la hotel sau la pensiuni, da? Dimineața, cu o jumătate de oră înainte, îl pornim să se facă înăuntru cald și bine, atâta timp cât noi luăm micul dejun, că l-avem inclus în preț. Doamne, ce deștept sunt! Ia fi atent, aici e logic, Chiorete. Doamne, apără și păzdește!
Nu se aude nimic, i-a spus motor electric. Da. N-a pornit încă. Așa prost să... Brrm, 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 brrm. Ce faci, Chiorete? Îi fac pofta, șeful. Să-i arăt cam cum ar trebui să facă când îl acționați cu telecomanda. Brrm. Nu, cred că o să aibă aprindere întârziată. Ia să... A, da, s-ar putea să fie ca la pozele alea cu blițuri. Da, acum apeși pe buton și peste un sfert de oră face... Ce dracu are, Chiorete, ce dracu? Că nu pornește. Te pricep la autobuze? Nici într-un caz, că eu sunt de la interne și de la agricultură. N-am treabă cu transportul. Poate Mărlanu, că îl ajută fața aia de neamul lui Manivelu, eu știu. Mărlanu? Mărlanu. Chiorete, tu-ți bagi joc de mine? Da. Nu și, păi ce-mi permit eu? Păi cum să dăm pe mâna lui Mărlanu, mă, tu vrei să ne-l facă de rămat? Nu știu. Păi ia, lasă. Lasă că poate se pricepe Hasan. Ăla dacă a fost pe front, îți dai seama că s-a lovit până la urmă de așa ceva. Dar cu ochii de că... Cu de-astea se transportă și soldații, nu? A, da. A? Este că sunt bun pe logică? Pe logică? Sunteți dracu pe sârmă, mă scuzați. Adică sunteți over the top. Că astăzi nu mi-a zis nimeni că sunt cel mai bun pe logică. Nu v-a zis nimeni? Nu. Sunteți cel mai bun pe logică, șeful. Emu, vine Hasan odată? Vine, vine. Uite, fata, mă vrea și el, nu mai are răbdare. Mersi. Pentru ce? Cum pentru ce? Că i-ai făcut poftă de... cu salvatul ăsta. Barbara, dă semne de nerăbdare. Și Ema și Pupăză sunt toți acolo. Dar ce fac? Simulare de campanie electorală, că cu ala merge pe țară, cu autobuz. Bomba aia? Deci știi și tu că-i bombă. Bă, dracul a pus să pune GPL-ul pe el. Mamă, păi dacă află Hasan care GPL-ul ăia, să te morți. În funte cu președintele, că el e ținta. Sărim în aer. M-ați chemat, șeful? Da, că vrem să ne jucăm un joc. Barbaro! Prima dată ne facem lecțiile de campanie și după aia ieșim la joacă. Hasane, nu mai pornește autobuzul. Cazanul naibii. Ce ai zis? Că să nu se fi dus naibii cardanul. Cardanul? Ce e la cardanul? E dispozitivul ăla care... face transmisia de la motor la roți, longitudinal, pe sub mașină. Exact ăla e. Exact. Eu îți, mă, Varvaro, ce priceput ești. Dar tu te pricepi la mecanică, mă, Varvaro? Puțin, că tata a avut un servis. Aha. Păi atunci e foarte bine. Ia să-l ajut tu pe Hasan ca să pornească autobuzul ăsta. Că bănuiesc că și tu te pricepi, Hasan, nu-i așa? Că vorba aia, doar ai fost în trupele Wagner, adică ai fost pe front, adică ai avut tangență cu tehnica de asta, nu? Dar ce simptom are? Păi, uite, vreau să-l pornesc din telecomandă, că așa am făcut, dar să știi că nimic, mort. Bateria e încărcată? Da, v-am zis eu că l-am făcut electric, deci nici urmă de GPL-ul, da? Bateria autobuzului, la aia mă refeream. Aia cu care se face aprindere. Păi, aia, nu știu dacă e încărcată. Asta sigur e că, uite, se aprinde luminița aici. Ia du-te și verifică. Dar stai așa, stai așa. Ia de aici. Asta ca să ai putere de convingere la baterie. Ia, Hasan, ia. Și în felul ăsta suntem chit. Mulțumesc, șef.
Băgamiaș. Ce ai zis, Barbaro? Băgamiaș, testerul pe mașină, șeful. E pricepută șeful, clar a avut asul service. Opa, găsi rezervorul de gaz. Suntem morți. Du-te repede și anihilează-l, că o să-l arunce pe președinte în aer și o să-l ai pe conștiință. Cum să-l arunce, bă, în aer? Păi tu nu vezi, n-are nicio bombă la el, nimic. Cu ce-l aruncă în aer? Păi, dar nici nu trebuie bombă. Cu o brichetă, pac și bum! Rezervorul de gaz. Cum să pac și bum? Gândește-te, bă, știu că de-aia vinte în capul ăla, că el pac și bum! Bum și el, că sare și el în aer dacă e acolo. Doar nu-i kamikaze. Neexclus că vine din armată și fiecare armată are kamikazele ei. Eh, poftim, a plecat și n-a sărit nimic în aer. Bă, mai mă punești să-l și internezi degeaba pe bietul. Dar unde se duce, mă? Să aducă un tester pentru baterie, nu tu ai zis? Și tu, Kobe, gura bate pasul pe loc la necate. Șeful, nu vreți să repetăm și noi regulile jocului? Că eu nu le știu, că fiind începătoare... Barbaro! Am înțeles, trebuie să iasă din prima. Exact! Că noi acum plecăm în campanie. Începe acțiunea autobuzul. Ce faci, Chiorete? Vă apăr de muște să treci. Ce muște, Chiorete? Verzi, starea, mă. Verzi, adică tinere, vlăstare, mlădioase, ca sălci. Dar, mă scuzați, n-am văzut bine. Erau albine, șefu. Că dumneavoastră sunteți plini de polen și faceți miere. Ia, Chiorete. Și pe unde fac eu miere, mă? Unde vreți dumneavoastră. Ha. Uitați, pe stânca Gibraltar, de Everest, că sunteți numărul unu în top. Și ce mai văd? Ce mai vezi, Chiorete? Trei turme de miei cu trei ciobănei. Cine-i pupă în fund pe ei? Cine, Chiorete? Matiescu, să trăiți. N-a renunțat, mă, sigur n-a renunțat. Simt eu asta. Bă, tu te dai și că ești dus cu capul. Uite, uite care bombă! O are în mână! L-am mirosit eu! Păi ce, tu ești câine, dar miros sau cum e asta? Uite, uite că sunt celebru, mirobolantul, superbul, comisar Matescu! Du-te repede și anihilează-l până nu începe dezastru! Păi ce, dar nici mă, adică, mă, ia du-te tu, mă, dacă ești mare și mirobolant și atâta mai mă... Vârlane, gândește logic! Nu pot să mă duc eu, că ăla știe că sunt în limbă după nevastă sa și o să fie gen suspect! Du-te tu, că tu ești elementul surpriză. Nu se așteaptă la asta și, pac, lovești decisiv. Nu uita că e luptător Wagner și un de-asta nu putem să-l doborâm decât prin surprindere. Păi de-asta mi-e frică și mie cu surprinderea asta. Să sperăm că n-are bombă, mă. Aha, n-are bombă. Ia uite, care și ceas. Păi stai, mai ce... Gara n-are ceas și ce bombă? Mărlane, anihilează-l până nu ajungem crevedia. Adică pui sau găini, ou, m-a luat foame, m-a o să mănânc ceva. Stai, păi, du-te întâi și anihilează, că după aia ți-ai o șaormă mare cu de toate, vită porc. Promiți? Promit! Ia uite, bă, că a venit și neamul lui Manivel, bă, să dea o mână de ajutor. Acu gata, totul e ca și rezolvat. Oh! I-a crăpat capul. I-a crăpat capul lui iubițelul meu. Vreau mor! Nu pot să cred. M-a lăsat nenecată. Vreau mor! Chiorete, ce stai, mă, și te uiți ca vițelul la poarta nouă? Du-te după ăștia să nu se întâmple cumva vreo nenorocire acum, prag de campanie electorală, că vă nenorocesc eu pe toți! O să vă pup înainte? Du-te! Am înțeles. Da. Trebuie să capăt puteri.
acum, înainte de campanie electorală, ca să supraviețuim toți. Celebre, mirobolantule, marele, temutul comisar Matescu, asta e momentul tău. Cotroceni e aproape. Acum ori niciodată, curajosule, să nu stremure mâna. Chiorete! Du-te-mă mai repede după farfuzele alea! Ce adu-le încoace? Că trebuie să începem campania! Hai! Fuga! Marș! Hai. Facem ceva pentru pregătirea campaniei care bate la ușă, pentru că... Nu. Da, să reluăm. Fie vară, fie vânt, fie... Frenchii la pământ, păie verde, ciolareasă, șef e prost. Uite și lână, și rapiță, și grâu. Tot ce e nevoie pentru țărișoara asta faceți noastră. Ia vezi, conserve de pate o găsești? Da, la cel mai ieftin preț. Bravo, șef. Mor, cică ce muște, Chiorete! Verzi, mor! Ce te uiți, mă, ca adițelul la omucidere? Mișcă imediat după alea, că dacă se întâmplă vreo nenorocire, acum, prai de campanie, vă nenorociți eu pe toți! Mișcă! O să vă pup înainte? Nu! Măi, nebunit cu romantismul ăsta! Program disponibil pe primaplay.ro.